Bună ziua și bine v-am găsit. Iată, azi am zis să vă prezint cum se prezintă matca cea bătrână care ar trebui schimbată și are 3 ani. Să vedem ce face ea și dacă putem să o ținem încă o iarnă. Suntem în luna august în 2019. Și să vă arăt, eu acum în august, cum am mai zis, organizez familiile doar pe puiet, ramele care sunt în plus le dau după diafragma, las puietul plus 2 rame cu mâncare. Ultima dată când am fost la el, așa se prezenta el. Așa am decis atunci că acestea sunt ramele pe care va sta, o grămadă de rame. Dar hai să vedem ce are el acum, fiindcă sigur nu va rămâne pe aceste rame când termin de verificat. Ia să începem. Văd dacă am pus bine camera, e bine și să începem. O ramă, prima ramă o avem cu miere. Eu încă nu decid să o dau pe aceasta după diafragmă, o dau pe următoare. Bine, acum apicultorii ar extrage aceste rame și eu tot aia ar trebui să fac, dar anul acesta nu voi extrage ramele cu miere. Iată, aceasta e o ramă cu mâncare. O dăm după diafragmă. O să extrag eventual în octombrie dacă e ceva surplus, dar nu am de gând, fiindcă tot am dat urte, iar mierea stă în găleț, așa că prefer să o las în rame și la primăvară o să facem o treabă bună cu această miere. Pentru mine am extras suficient, așa pentru un hobbyist ca mine 180 de kg e suficient. Iată o altă ramă care o dau după diafragmă, e tot cu miere. Cu aceste rame putem organiza un cuib în octombrie, când vom decide să organizăm cuiburile pentru iernare. Acum doar restrângem. Iată prima ramă cu puiet și larvar avem, deci avem căpăcit și larvar, am crezut că are polen. Ba nu, are larvar, frumos. Încă o dată menționez că această matcă aparține de origine de la Eduard Rotaru. Și dacă va trece și de această iarnă, la felul cum arată ea, vom mai face măci din dânsa. O a doua ramă. Aceasta deja are mâncare, un pic de puiet. Cine ați urmărit și filmele anterioare ați văzut că cam peste tot e acest fenomen, ca mâncarea să fie introdusă în cuib, adică așa a organizat albina, nu eu. Dintr-un anumit motiv, ele știu de ce fac acest lucru. Eu încerc să corectez, dacă nu cumva e greșit, ele știu mai bine ce fac. Iată o altă ramă cu puiet, este a doua, puiet foarte frumos. Iată și pe partea aceasta, foarte frumos puietul,
cei care nu aveți răbdare să vedeți până la sfârșit, n-am ce să vă fac. Eu trebuie să parcurg acest cuib și plăcerea mea să vă îl prezint. Și e și pentru mine, pentru viitor, să vedem ce și cum. O altă ramă cu mâncare. Și aceasta trecem în margine. Deci ați văzut ce ciudat, o ramă, puiet, o ramă cu mâncare. Interesantă configurație. Noi dăm la margine, așa cum știm. Mâncarea să fie la margine. Trecem mai departe. Iată, avem puietul aici. În schimb, puietul este organizat bine pe ramă, dar ramele sunt un pic mai ciudate puse. Așa zic eu acum. De o fi așa, nu știu. Ia să zicem că avem pe trei rame puiet. Înaintăm încet, încet. Aici avem foarte multă păstură și un pic de puiet pe colț. La fel și aici. Încă o privire pe rama următoare. Păstura nu este o problemă, ea va dispărea. O lăsăm acolo pe loc. În 2-3 săptămâni ea dispare. Trebuie o cantitate mare de păstură pentru albina. Cu cât aveți mai puternică familia, cu atât e nevoie de o cantitate mai mare de păstură. Aceasta e o ramă mai ușoară, înseamnă că ar trebui să avem ouă, dar aceasta e plină cu ouă. Foarte frumos, pe ambele părți e la fel, aici e larva. Da, îi lăsăm păstura acolo, că dacă ea așa a pus, aia eu las. N-am nimic împotriva păsturii în cuib. Deci 5 rame cu puiet. Opa, așa. Aici avem pe 6 rame. Eu oricum sunt pregătit în caz că se întâmplă ceva cu această matcă și nu supraviețuiește iernii. Sunt pregătit cu nuclee care vor ierna. Roiuri mai mici sau nuclee. Asta e 6-a. Și în caz că se întâmplă ceva de cedează, atunci îi aducem un nucleaj din ăla mic și o să aibă mătcuță, nu e o problemă. 7. Aici e cu mâncare. Și cred că cam asta ar fi. 7. 7 cu mâncare. 7 cu puiet. E suficient. Cea roșie care v-am arătat în filmul trecut are 8. Dacă matca asta bătrână are 7, e foarte ok. Dar aici e mâncare. Să văd. Îi las una. Deci rămâne asta cu mâncare. Rama de colectare a trântorilor merge în spate.
după diafragmă, fiindcă are și miere necăpăcită. Așa, deci va rămâne pe aceste rame. Așa, să facem loc. Aici punem diafragma. Asta merge după diafragma. Foarte bine. De acum nopțile sunt mai răcoroase la mine. Sunt câteva zile călduroase, dar astea nu e. Nu influențează cu nimic lucrarea respectivă. Așa, asta o punem după diafragmă. Nu trebuie mâncare, nu dăm mâncare, dăm doar siropul cu uleiuri esențiale. Undeva la 50 de ml pe zi. Dau eu, dau o dată pe săptămână, o să vă explic sau v-am explicat mai dinainte. Aici avem o ramă cu miere. Iată așa arată ea. Are loc și dacă apare ceva, o să eu întorc această ramă. O întorc fiindcă pe partea asta are celule goale și poate să aducă din ramele de după diafragmă, poate să lucreze în continuare. Este o stimulare foarte, foarte bună. Așa. Deci ăsta e cuibul deocamdată acestei măci. Este mătcuță bătrână. Acum am notez în luna august, pe cât se află. Punem așa ramele acestea, mai distanțate, mai aerisite. Albina se știe că aici nu-i cuib. În caz că se gândește să se mute matca, dacă avem loc, dacă nu avem, asta este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuibul pe 10 rame, e numai bun pentru iernare. Dar o să mai scalde, el eu iernesc pe 7-8 rame anul ăsta și se pare că reușesc încet, încet. Până la următorul film, numai bine.